Neața, dragii mei! Astăzi o nouă parte de pescuit la fider. Adică se vede... Se anunță o zi minunată. Ori o sări superb în spatele meu. Deja se vede că suntem trecuți de jumătatea lui august. Nopțile au devenit din ce în ce mai reci. Când am ajuns pe malul Dunării, dacă vă vine să credeți, am făcut și poză, erau 13 grade, foarte rece, de aceea și ies aburăștea din apă. Sunt țari absolut deloc, absolut nicio insectă, temperatura scăzută și umezeală foarte mare. Deci, din punctul ăsta de vedere, se pare că am scăpat de țari. Hai să vă povestesc ce o să facem astăzi. Astăzi o nouă parte de pescuit la feeder. Tot la porumb de conservă. Apa în care 27 de grade. Cu siguranță că albitura în continuare este hiperactivă. De data asta am schimbat feederul, nu mai pescuiesc cu signumul de 3.9. Am luat tot un trabuco selector. De data asta de 36 până la 100 de grame. Aici se pescuiește foarte aproape, undeva 12-15 metri de mal, iar bățul de 3.9 e posibil să nu fie indicat. Adică mă gândesc că rupturile alea pe care le-am avut în partidele trecute să nu fi fost și de la lansetă, pentru că este lungă, se pescuiește în scurt și e o teorie. Pe de altă parte, iarăși mi-a venit o idee nebunească aseară. Bețele cu care eu pescuiesc la crapă Dunăre, Trabuco Acabu, am zis de ce să stai acasă, să trece tușa de pomană, pentru că încă este cald afară, azi sunt prognozate 34 de grade, încă nu este de stat în barcă. Undeva pe la 25-26 o să fie numai ok de pescuit la crab de îmbarcă toată ziua. De moment este cald și am zis să totuși să le iau, să le pun în stânga mea frumos pe crab. Ce am făcut? Am făcut o nadă mult mai colantă, mai udă. Plumbii romb pe care știți i-am îmbrăcat în nada asta mega colantă, are consistența plastelinei. Nu știu dacă se vede. Am pus două oaftere de 10 de la Ringers, un cârlig de 4 legat cu un fir textil. La fel și pe această lansetă, numai că de data asta e culoarea schimbată, galben cu alb, acolo avem roz cu galben. Chiar dacă sunt betele de 2.40, aici este o zonă foarte bună, pentru că în 4 metri de mal apa deja atinge 5 metri, 4 metri jumate 5, nu trebuie să le arunc să stea în curent, le voi lăsa fix aici lângă prag. Și vor sta aici. Voi slăbi frânele, în caz că sunt trăzături violente să poată să plece cu fir. Și atâta tot. Cam despre asta este vorba astăzi. Cu feederul o să vreau să pescuiesc tot așa undeva aproape la 12 metri de mal. 12-13 metri de mal. Deja apa acolo are 5 metri jumate. După cum se vede, față de ultima partidă, iarăși a crescut apa, cam cu vreo 40 cm. Se apropie de salcie. Tocmai de aceea voi pescui în primul prag, exclusiv cu porumb dulce, pe feeder. Iar aici, pe lângă mal, pe pragul din mal, la fel două monturi pentru crapă.
vede ce se va întâmpla astăzi și vă țin la curent. Trăsătură bună la porumb. Încă o trăsătură frumoasă. Un caras frumos de Dunăre, la bob de porumb. Ce caras frumos! Bineînțeles, Dunărea mereu oferă surprize. Mamă, încă o trăsătură bună. Bineînțeles, trei pești, trei specii diferite. A venit și neciortanul. O frumusețe de drill. Să sperăm că vor intra și mai îmbrăcați. De moment este foarte bine. Foarte bine. O agățătură perfectă. Se vede cârligul cât de mic e. Cârlig de 14 și o strună de 0,16. Coș de 100, împlăzitură trecia, de moment nu am pus power gum, sper să nu pun. Se pare că la seta de 36, putere mai mică de aruncare, până la 100 de grame, se comportă mult mai bine față de cea de 39. Probabil că e vorba de pescuitul mai aproape. Iar o lansetă mai scurtă face față mai bine șocurilor. Hai să vedem. De moment n-am avut nicio ruptură, toate trăsăturile le-am fructificat. Catch and release. Trăsătură destul de frumoasă, îmi renunță mică, atât de mică, n-are nimic. 4 pești, 4 specii. Frumoasă. Din păcate, la finețe,
turnul de 14, călip de 16, chiar dacă babă de porumb, numai așa mă runa și intră. O să încep cu două boabe, nu știu, dar talia asta de morunaș m-a disperat. Dacă am legat pe 0-16 și primit de 14, nu mai trage absolut deloc. Dacă tot n-am avut rezultate la crap, la lansetele alea 2000 cu mameală mare, am prins mai devreme pe feeder un morunaș micuț, înghițit de cărligul rău de tot. Am finuit cu degorjorul, n-am avut ce să-i fac, am mărit. Și am zis ca să nu-l irosesc degeaba, l-am tăiat. Am pus un plumb rom de 80, un stopper de un elastic de bani, cel mai bun stopper. Nu există altul mai bun. Am lăsat așa o strună cam la 40 cm, totul pe firul principal, pe 0,50. Am legat un cărlic 2 pe 0. Nu e neapărat de răpitor, dar e mare. Și am băgat așa o bucățică. Poate o intra vreun șalău, vreun somn. Cine știe? Hai să vedem. Dacă tot am schimbat lanseta cealaltă mică, am pus-o pe shallow. Cu cealaltă insist în continuare după crap. Am îmbrăcat plumbul de 80 de grame romb, l-am îmbrăcat așa în nadă. O rămân bine în mână până ajunge să fie ca plastelina. De obicei nu o fac rotund, o aplatizez. Că aia când cade pe substrat să rămână acolo. Un cărlic de 6 cu 3 boabe de porumb. Asta la impactul cu apa sare de aici. Adică nu rămâne acolo, nu există riscul să cadă așa. Trăsătură bună. A dus, dar era un caras frumos. Asta înseamnă să-ți fie lene, ca de obicei să bagi mijlocul. Ăla e degeaba pe mare. Uite, trăsătură bună. Așa un morunaș frumos. E agățat după lângă. Se hrănește foarte prost. Ne bucurăm și pentru el. Este încă un pește dat de Dumnezeu. Ținem strunei și mărimii cărligului. Deja am un pater. Peștii au început să vină constant. Cam ăsta e cărligul. Se pare că sunt acolo, dar sunt foarte măriți, mănâncă foarte fin. Așa arată momeala pe care îi ofer. Așa am pescuit aproape toată ziua. Cărligul mic îi spune cuvântul.
berea doar dă încă o mrenuță? Ia uite. Atât de mică. Asta e. Se pare că astăzi socotela de acasă nu se pupă cu aia din târg. Poate că era bine să am niște momeală vie. Deși, cred că mă dispera albitura. Chiar și la porumb am prins o grămadă pește mic. Uite așa, un mărunaș, mulți detalii asta, 20-25, n-am scăpat deloc de ei. Chiar dacă am pescuit pe porumb, n-am putut să-i selectez. Dar ne bucurăm pentru toți pești. Ne bucurăm pentru tot ce ne dă Dunărea. Bună seara, dragii mei! Iată că a venit timpul să închei și o partidă. O partidă destul de dificilă astăzi la Dunăre, dar în același timp foarte frumoasă. Stau cu ochii pe vârf că tocmai ce mi-a mai dat un țac. Am pescuit exclusiv pe porumb de conservă. Nu am reușit să fac o selecție a peștilor. Peștii, ca de obicei, au intrat amestecat, și mai mari și mai mici, foarte multe specii prinse. La cele două lansete cu care am pescuit pe crab, nu am avut absolut nicio prezentare toată ziua. Am pescuit cu ambele pe crab până pe la ora 1, iar de la 1, una am lăsat-o pe crab, iar a doua am trecut-o pe bucățică, poate m-am gândit că poate intră vreun șalău, vreun somn, absolut nicio trăsătură. Una peste alta, o partidă minunată, Dunărea superbă ca de obicei, deși astăzi a crescut vreo 10 cm, poate că și de-aia peștele a fost mai mărit. Se pune iarbă pe fir, dar destul de decent, sunt țari absolut deloc, nu m-a buzit niciunul astăzi. Până data viitoare, dacă vă place ce vedeți la mine, nu uitați să vă abonați, să dați un like, un share, pe mine m-ar ajuta foarte mult. Și, bineînțeles, până la o nouă aventură, fir întins!